Doamnelor, domnilor, am revenit în platoul Vox TV, de această dată alături de domnul Valentin Boldea, director executiv al DSP. Bună seara! Bună seara! Vă mulțumim că ne-ați acceptat invitația. Oricând și întotdeauna. Care este impresia dumneavoastră după ce ați vizionat imaginile cu doamna doctor? Aici nu cred că trebuie să menționăm obligatoriu faptul că doamna, proprietarea acelui apartament, este medic. Acesta este un alt aspect pe care aș vrea să-l punctăm puțin la final. În primul rând, aș vrea să ne ocupăm de ceea ce am văzut pe imaginile pe care mi le-ați prezentat. Într-adevăr, este un apartament în care domnește mizeria. Bine că mirosul nu se simte pe imaginile prezentate, dar am văzut și disperarea vecinilor și îi cred. Îi cred că nu pot să mai suporte, pentru că fiecare își dorește ca atunci când ajunge acasă să se simtă bine și să aibă câteva momente de liniște. Ce pot să comentez pe marginea acestui material? Că vecinii pot să vină la Direcția de Sănătate Publică să lase o sesizare, să ne prezinte situația așa cum v-au prezentat-o și dumneavoastră, iar Direcția de Sănătate Publică va face un control în cazul în care proprietarea apartamentului ne permite să intrăm în locuință, vom vedea și locuința și vom constata în procesul verbal și cele văzute și pe camera video. Dacă proprietarul nu ne permite să intrăm în locuință, noi nu avem abilitatea sau competența să intrăm cu forța în locuința reclamată. În acest caz, noi consemnăm în procesul verbal că proprietarul a refuzat să permită accesul echipei de control și înaintăm răspunsul atât petentului cât și autorității publice locale. Ce pot face vecinii în acest caz? Ei, prin legea proprietarului sau nu știu exact cum se cheamă legea prin care avem dreptul să fim proprietari pe apartamente, asociațiile sau legea asociațiilor de proprietari, mai bine zis, președintele asociației de proprietari este abilitat să aibă acces în locuința doamnei. El poate să fie însoțit de organe de poliție, cât și de alți inspectori de control. Deci ar fi bine ca în cazul în care vom efectua un control la solicitarea vecinilor să avem datele de contact ale administratorului sau președintelui asociației de proprietari. Pe ce considerente poate fi catalogat un loc ca fiind un focar de infecție? Focar de infecție, definiția focarului de infecție înseamnă un loc care reprezintă o sursă de a îmbolnăvi oamenii. Deci reprezintă un loc cu o încărcătură microbiană crescută. Aici nu punem în discuție dacă este sau nu focar de infecție. Este un loc în care domnește mizeria, ceea ce nu trebuie să apară într-un loc civilizat și într-un secol 21 în care spunem că trăim, mai ales că doamna totuși are o anumită poziție socială și cred că ar trebui să fie un exemplu pentru ceilalți. Acolo trebuie făcută curățenie. Cine este abilitat să facă curățenie acolo? În primul rând, proprietarul locuinței. Dacă proprietarul nu poate sau nu dorește, atunci tot asociația de proprietari poate să preia frâiele și să facă acolo curățenie. Asta nu înseamnă că proprietarului îi se ia locuința sau este dat afară din locuință, ci doar că este ajutat. Din ce am văzut eu acolo pe imagine, aici avem de-a face cu un caz social, un caz social de care ar trebui să se intereseze și autoritățile locale, acei factori de decizie care se ocupă de cazurile sociale. Chiar dacă doamna este medic, aici intervine și o altă problemă, trebuie văzut dacă nu avem de-a face cu probleme de sănătate ale doamnei doctor. Dar v-am spus, nu am competența să fac afirmații în acest sens. Aici ar trebui făcută o evaluare psihiatrică și cred că sunt alte organisme care sunt competente în acest sens.
În cazul în care această evaluare psihiatrică de care spuneați ar demonstra că ceva nu este în regulă, ar putea să dețină în continuare funcția de medic? Dreptul de liberă practică poate fi... Deci, profesia de medic se exercită în baza dreptului de liberă practică. Libera practică poate fi suspendată sau ridicată în anumite condiții. O afecțiune psihică limitează dreptul de liberă practică al oricărui medic, dar acest aspect trebuie să fie consemnat de un medic de specialitate, iar Colegiul Medicilor este cel care decide dacă îi suspendă pe o anumită perioadă dreptul de liberă practică sau este anulat definitiv dreptul de a practica medicina. Deocamdată cred că în acest caz va trebui ca și Colegiul Medicilor să se autosesizeze, să verifice dacă nu sunt, dacă viața pacienților doamnei doctor nu este pusă în pericol, pentru că discutăm de această dată de un medic care tratează oameni și există riscul de a face rău celor pe care vrem să-i ajutăm. Exact. Cum se înțeleg sfaturile sanitare cu locuința insalubră? Undeva... ceva nu este în regulă. Eu am mai spus-o și cu alte ocazii. Medicii nu trebuie priviți ca niște zei. Și medicii sunt oameni, sunt supuși și greșelilor și bolilor. Și ei se pot îmbolnăvi, trebuie doar să îi ajutăm, iar ei să accepte că se pot îmbolnăvi și să ceară ajutorul colegilor de breaslă. Vă mulțumesc foarte mult pentru informațiile pe care ni le-ați acordat în acest sens. Este bine și pentru vecini să ia aminte la ce am discutat acum, ce proceduri ar urma în cazul în care Îi aștept pe vecini să depună la Direcția de Sănătate Publică o sesizare în acest sens și noi ne vom ocupa de ceea ce ne permite legea și vom sesiza la rândul nostru și celelalte organe competente în acest sens. Una rece și una caldă. Anul acesta avem o veste foarte bună pentru medicii rezidenți. Despre ce este vorba? Da, este pentru prima dată când la Galați, în Centrul Universitar Galați, se organizează examenul de confirmare în grad de specialist pentru două specialități, pediatrie. Mâine 18 se desfășoară proba scrisă și pentru medicină de familie pe data de 24. La pediatrie avem 3 medici care deja au parcurs curricula de pregătire în specialitatea de pregătire de pediatrie, iar pe data de 24 avem 13 medici care sperăm noi că vor deveni specialiști în medicină de familie. Eu le urez tuturor succes, iar cu acest fapt am dat dovadă că Centrul Universitar Galați a trecut din Liga Mică, nu pregătim numai studenți, deja pregătim și specialiști și deja începem să devenim un concurent serios pentru centrele universitare de tradiție. Eu sper ca pe viitor și alte specialități să urmeze la rând, astfel încât în viitor să putem să spunem că nu avem doar absolvenți de medicină la Galați, ci avem și specialiști făcuți la Galați. Unde puteau da acest examen până acum medicii rezidenți? Până acum, acest examen de confirmare în specialitate se dădea în celelalte centre cu tradiție, cum le numim noi, București, Iași, Constanța, Craiova, Târgu Mureș, Cluj, Timișoara, care au o anumită vechime și experiență. Dar deja eu vă spun că Centrul Universitar Galați a devenit și va deveni un concurent serios pentru celelalte centre, pentru că totuși trebuia în sud-estul României să existe și o facultate de medicină. Dacă nu s-a înființat în 1990 când s-a dorit, în 2012 eu zic că deja putem să spunem că concurăm cu celelalte centre universitare. Vom vedea ce lipsește facultății de medicină și îmi doresc ca pe viitor să aibă și un sediu reprezentativ pe care să îl punem pe toate documentele pe care le folosim, astfel încât toți absolvenții să fie mândri că au terminat medicina și
s-au și pregătit în specialitate la Galați. Se îndreaptă mulți tineri către această profesie de medic? Anul acesta am avut o concurență destul de mare la medicină, nu numai la Galați, ci în toate centrele universitare. Din păcate, ce i-a atras cel mai mult pe tineri să facă, să se înscrie la medicină? Mirajul Occidentului. Marea majoritate a celor care au dat admiterea în această vară au spus că ei vor să facă medicina nu pentru a profesa în România, ci pentru a profesa pe alte meleaguri. Poate se vor găsi anumite pârghii pentru a-i ține în țară. Aceasta Eu asta sper, pentru că totuși România nu trebuie să fie doar o pepinieră pentru alții, ci trebuie noi să ne folosim profesioniștii, pentru că avem nevoie de medici, avem nevoie de medici tineri, pentru că altfel stau și mă gândesc că voi ajunge și eu la o vârstă când voi avea nevoie de un coleg care să mă trateze de anumite afecțiuni, pentru că trebuie să fim realiști, mai devreme sau mai târziu, cu toții avem nevoie de medici. În schimb, ceea ce acești studenți nu au luat în calcul este probabil faptul că în câțiva ani piața din străinătate va fi saturată cu absolvenți de medicină. Și este foarte posibil ca ei să nu mai găsească un loc de muncă în străinătate. Nu cred că piața din Occident va fi saturată în următoarea perioadă, pentru că în Occident nu mai e aceeași dorință de a face medicina. De ce? Datorită unei legislații care a dat pacientului drepturi mult prea multe. Iar dacă el nu este mulțumit de actul medical, poate să dea în judecată medicul. Și medicul, în loc să primească mulțumirile pentru efortul făcut, primește o citație pentru daune fizice sau morale. Ceea ce nu mi se pare deloc în regulă. Plus că în Occident, deși salariile acolo sunt sau veniturile sunt mult mai mari decât în România, medicii nu mai câștigă comparativ cu alte profesii la fel de mult. Și atunci, de ce să înveți o viață întreagă când poți să înveți 3-4 ani în altă meserie și să câștigi mult mai mulți bani? Deci și acolo se gândește la fel ca și în România. Bun, eu mi-aș dori să fie saturație în Occident, atunci ei nu vor avea altă variantă decât să profeseze în România și atunci vom avea o pepinieră proprie pe care o vom folosi tot la noi în țară. Sunt pacienții noștri mai recunoscători sau pur și simplu mai dezinformați? Spuneați că în afară legislația permite pacientului să depună foarte multe plângeri. În România nu pot să spun că pacientul este dezinformat. Încă la noi, în România, pacientul are respectul față de medic, deși și la noi a început să se piardă acest respect. În România nu lipsește altceva de nu avem aceste procese într-un număr atât de mare. Lipsește specializarea avocaților în acest sens, dar cum știu că avem o puzderie de facultăți de drept, chiar și în orașele minuscule există facultăți de drept, eu cred că în câțiva ani vom avea avocați care vor dori să câștige o bucată de pâine tocmai pe acest segment destul de virgin. Vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că mi-ați acceptat invitația în această și eu seară. Mulțumesc. Dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o seară plăcută în continuare cu Vox TV.